Emisiune susținută de companiile RomVac, tradiții și inovație în medicină și domeniile Ostrov, din Dobrogea, cu pasiune. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit! Iată-ne din nou împreună, sunt foarte fericită că ați venit la întâlnirea cu mine. Eu sunt serioasă, sunt prezentă, am venit și cu multe materiale utile, așadar zic emisiunea să înceapă pentru că avem multe de povestit. Știm deja cu toții că situația cercetării în România nu este una roz, nu numai în domeniul agriculturii, în toate domeniile. Dar să știți totuși că există instituții unde lucrurile merg bine, nu bine, foarte bine. Un exemplu ar fi Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație de la Valea Călugărească. Colegii mei au fost acolo, bineînțeles că au aflat multe lucruri interesante pe care o să le știm și noi dacă urmărim materialul următor. Reprezentați Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, deci vorbim strict de cercetare în acest moment. Spuneți-ne ce faceți de fapt de drept în acest sens și câte laboratoare aveți? Da, ne ocupăm de cercetări la nivel național, coordonăm activitatea de cercetare la nivel național, dar și zonal urmărim anumite aspecte legate de tehnologii de cultură și de soiuri pe care le implementăm în sectorul privat din județele Prahova și Buzău. În acest sens avem două laboratoare de cercetare. Laboratorul în care ne aflăm este laboratorul de fizică și chimia solului, în care facem analize de sol, de apă, în special pentru proiectul de înființare a plantațiilor viticole. Determinăm conținutul în carbonați de calciu, total și activ, conținutul în azot, fosfor, potasiu, în magneziu. Elaborăm studii care sunt obligatorii pentru cei care înființează plantații viticole. De asemenea, facem și studii la cerere de fizica solului, stabilirea tipurilor de sol. Este o operațiune foarte complexă. Acest laborator are o tradiție, cred că de peste 40 de ani, funcționează neîntrerupt. Dispune de o aparatură modernă. În cursul anului următor o să montăm și un spectrofotometru de absorbție atomică, un aparat foarte sofisticat care va ușura munca și vom putea face un număr mult mai mare de probe. De asemenea, putem face și analize de ape, analize de plantă să fac aici. Este și un laborator care se ocupă inclusiv de probe de analize biochimice. Deci tot ce înseamnă partea de apă, sol și plantă. Cu ce personal lucrați în cadrul acestui laborator? Aveți cercetători calificați? Aveți nevoie de alți cercetători în plus? Avem doi cercetători atestați care lucrează aici. Avem și trei persoane cu studii medii, laboranți care lucrează. Vrem să dezvoltăm și o să mai avem nevoie de un chimist în această zonă. Acum legat de laboratorul de enologie, deci institutul mai are și un laborator de enologie care este realizat în acest an. Am făcut un efort deosebit. De ce? Am adus 4 tineri cercetători care dorim să aibă un mediu plăcut, să aibă pe ce să lucreze, aparatură modernă. Este în curs de instalare încă 2 aparate, sperăm ca anul viitor să fie și un gaz cromatograf și un lichid cromatograf. Ne dorim să putem face toate analizele posibile, plecând de la sol, plantă, vin și derivate din vin. În cadrul laboratorului se realizează analize fizico-chimice la must și la vin. Există și în cadrul acestui laborator există și o secție de microbiologie, unde se fac analize și se încearcă să se păstreze drojdiile specifice zonei. Referitor la analizele care se pot face, sunt generale, analize generale la vinuri, cum ar fi aciditate, concentrație alcoolică, conținut în dioxid de sulf liber și total, acidități totale și volatile, conținut în zaharuri ale vinurilor, extract. Toate analizele sunt prezentate pe un buletin de analiză. Vinul obținut pleacă cu acest
buletin, care este un fel de carte de identitate a vinului respectiv. O parte din echipamentele achiziționate au fost prezente în laborator, sunt pe proiecte. Pe aceste proiecte de cercetare coordonate de Ministerul Agriculturii și ele ne sunt de folos pentru că ne ușurează foarte mult timpul și de procesare și de ne permit să facem mai multe repetiții, să putem avea un rezultat în timpul util și avem, pe lângă aceste analize pe care vi le-am spus mai devreme, noi putem realiza și analize de culoare ale vinurilor. Avem un spectrofotometru de absorpție atomică cu care realizăm aceste analize. O tentă, o culoare, să vedem cât de intens colorate sunt, mai ales cele vinurile roșii, ne permit să facem și alte lucruri în acest timp. Avem un mini-titrator pentru determinarea dioxidului de sulfur liber și total. Pur și simplu avem reactivul deja pregătit, avem un protocol, o calibrare a aparatului și un protocol relativ simplu și printr-o simplă apăsare de buton, pe buton pur și simplu obținem rezultatul. Aparatul face pur și calculele matematice. Deci are incorporat un soft. Totul e să știi foarte bine protocolul, să urmărești toți pașii pe care îi ai în manual și el îți dă în timp util rezultatul. Un acidimetru avem pentru determinarea acidității totale, la fel de bun și de util. Nu mai realizăm pipetare și titrări cu biuretele, folosim biurete și timpul analizele se simplifică și se realizează mult mai multe în acest timp. Dar suntem pregătiți și pentru analizele, deci am păstrat încă aparatura veche, ca să zic așa, și ne putem folosi și de ea pentru o eventuală comparare a rezultatelor obținute din metodele menționate. Aveți în desfășurare și foarte multe proiecte, bănuiesc că cercetați și soiuri de struguri românești mai vechi sau poate și din afara țării. Da, avem un număr de 10 proiecte de cercetare, 2 din ele au și tentă de genetică și ameliorare, de creare de soiuri sau urmărirea comportării unor soiuri din vechiul sortiment al podgorilor, soiuri nou introduse în cultură care trebuie verificate în diferite areale viticole, cât și clone din soiurile consacrate în vederea stabilirii, să spunem, comportamentului. În acest sens, după variantele astea de ameliorare și de tehnologie de cultură, stabilirea unor verici tehnologice, etapa finală este cea de vinificare și de vinificare în foarte multe variante experimentale, tocmai în vederea stabilirii concrete, dacă rezultatul pe care noi ni l-am propus se și adeverește cumva. Iar în cadrul acestor proiecte aveți personal calificat. Cine se ocupă mai exact de acest proces? Da, avem personal calificat. Avem un tânăr cercetător care se ocupă de partea de care coordonează activitatea asta de microvinificare. Această activitate este în corelație și cu laboratoarele, deci după faza de microvinificare și de stabilizare a vinurilor, urmează faza de analize de laborator, care se efectuează la intervale de 3 în 3 luni, tocmai în vederea stabilirii, să spunem, corecte a rețetelor pe care le-am propus noi. În cadrul laboratorului de enologie și respectiv în cadrul secției de microvinificație,
Jobul meu este de a crea variante experimentale, de a vinifica soiuri, atât românești cât și internaționale, și de a crea rețete, să le spunem, astfel încât să scoatem în valoare atât potențialul soiului, mai ales când vorbim de soiurile românești vechi, atât comercial cât și din punct de vedere al cercetării. Ce înseamnă microvinificație? Microvinificație reprezintă o secție de vinificație la scară mică. Și ce faceți mai exact? Acolo vinificăm variantele experimentale în secția de microvinificație. Sunt mai mici față de secția de macrovinificație, de ordinul zecilor, sutelor de kilograme de struguri, comparativ cu secția de macro, unde acolo ne referim la tone. Ce ați făcut în acesta? În ce proiecte ați avut în desfășurare și cum v-a afectat pandemia desfășurarea lucrurilor în cadrul institutului? Pandemia, din punctul meu de vedere, nu ne-a afectat foarte tare. A fost o problemă cu forța de muncă, dar strict la ceea ce fac eu, nu a fost o problemă. Ceea ce am reușit să realizăm anul ăsta, din punct de vedere al cercetării, e să vinificăm trei soiuri vechi și să constatăm că, de fapt, sunt niște soiuri foarte valoroase, din punct de vedere enologic. Care sunt acestea? Soiurile sunt negru vârtos, negru moale și roșioară neagră. Un soi pe care îl deținem noi în colecție. În prezent, în secția de microvinificație, avem peste 50 de variante experimentale cu soiuri de struguri atât românești cât și internaționale, iar cercetarea respectivă presupune mai multe tehnici de vinificare. Ceea ce vrem să urmărim este să scoatem în evidență soiurile noastre autohtone. Ceea ce vrem să comparăm este să scoatem în evidență atât calitățile comerciale ale soiurilor vechi românești, comparativ cu soiurile din sortimentul internațional. Ce lipsește cercetării românești pentru a fi, nu știu, la nivelul altor țări, vorbind de sectorul dumneavoastră, de sectorul vinivitical? Lipsește deocamdată finanțarea. Deci trebuie o finanțare mult mai mare decât în momentul de față, mai multe investiții, atât în partea de înființări de câmpuri experimentale, cât și în partea de laborator, deci sunt necesare investiții mult mai substanțiale și de asemenea investiții legate de partea asta de colaborări internaționale, acțiuni de mobilitate, de participări la congrese, la simpozioane, vizite de documentare. Probabil că dacă acest nivel al finanțării va crește constant, cu siguranță în câțiva ani o să ajungem să lucrăm în proiecte internaționale și nivelul cercetării clar va fi mult mai sus. În momentul de față avem aparatură de laborator care este cumva similară cu cea din Uniunea Europeană, chiar în unele cazuri avem aparatură, să spunem, ceva mai nouă decât ei. Deci trebuie făcut cumva în a asigura și un nivel de salarizare mai bun cercetătorilor și în special tinerilor cercetători care vin pe un salariu foarte mic și de obicei nu rezistă mai mult de 2 ani și nu sunt motivați și atunci merg către firmele private care oferă mult mai mulți bani. Sanitel, dezinfectant pentru mâini și suprafețe. În rețeaua magazinelor Glisando. Stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru piscicultură Nucet este principalul furnizor cu material de populare de diferite vârste din speciile de pești de cultură pentru fermele piscicole din sudul și din vestul țării, dragii mei. Între anii 1990-2015, instituția a exportat, ca să zic așa, o cantitate mare de material biologic în Bulgaria, Ungaria, Cehia și Slovacia. Colegii mei au fost în vizită acolo și au stat de vorbă cu doamna director Mioara Costache. Ce noutăți au aflat? Vedem împreună. Stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru piscicultură Nucet este o instituție publică în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, înființată la inițiativa lui Grigore Antipa în anul 1941. În cei peste 70 de ani de existență, instituția a avut o contribuție esențială la dezvoltarea sectorului pescăresc național, promovând cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul pisciculturii și acvaculturii. Stațiunea Nucet beneficiază de o dotare de excepție care oferă caracter de unicat pentru piscicultura din România. Bună ziua, doamna directoare! Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit în această zi superbă.
Am înțeles că vă pregătiți de sărbătoare, nu întâmplător, suntem aici și la dumneavoastră. Da, mulțumesc și eu că ați acceptat invitația noastră, pentru că este un moment deosebit în viața stațiunii, în viața pisciculturii din România, un moment de o importanță extraordinară care a marcat efectiv existența, dezvoltarea sectorului piscicol din România. Este vorba de aniversarea 80 de ani de la înființarea Institutul de Cercetări Piscicole din București. Din păcate, pandemia, vremurile, nu ne permit să facem o manifestare așa cum ar fi trebuit, o manifestare de amploare. Stațiunea Nucet a funcționat în cadrul Institutului, iar momentul în care în 1974 Institutul de Cercetare din București s-a desființat, Stațiunea Nucet a fost instituția care a moștenit, a preluat și a continuat activitatea Institutului. La vremea aceea a fost stațiunea piscicolă Nucet, era singura instituție de cercetare în domeniul pisciculturii în Heleștee, astfel că a preluat planul tematic, programul de cercetare, a preluat personalul, a preluat biblioteca și parte din ce s-a putut lua din baza materială a Institutului. Stațiunea a continuat tematica, a fost coordonatorul la nivel național al programului de cercetare în domeniul ameliorării genetice a peștilor de cultură, a fost coordonatorul acțiunilor de aclimatizare și introducere în piscicultura din România a tot ce înseamnă specii noi, dat fiind că sub supravegherea științifică a Institutului, stațiunea s-a dezvoltat, stațiunea chiar de la înființare a avut rolul și misiunea de a dezvolta piscicultura prin asigurarea bazei biologice, pentru că știți foarte bine că orice sector de activitate, dar mai ales sector de creștere a animalelor, de zootehnie, nu se poate dezvolta fără să ai materialul, prima verigă, materialul de populare, spunem noi. Materialul valoros care să stea la baza realizării producției. Stațiunea a avut acest rol, stațiunea are un caracter de unicat, chiar de la înființare s-a vrut să fie un unicat și s-a reușit prin faptul că dispune de o bază experimentală, o să o și vedem, de excepție, sunt 100 de hectare în jurul sediului, 100 de hectare care au o schemă de amenajare de excepție, este alimentată gravitațional, apa intră și iese gravitațional, deci nu sunt cheltuieli suplimentare cu energia, dispune de apă bună, de calitate, în cantitate suficientă și în aceste 100 de hectare sunt 80 de bazine. De ce? Pentru că aceste bazine au asigurat realizarea cercetărilor în domeniul selecției, ameliorării reproducției, asigurării purității genetice, astfel că stațiunea a putut să aibă rezultate notabile, rezultate care stau la baza și au stat la baza producției piscicole din România. Au fost create rase de crap, rasa de crap frăsinet este cunoscută în țară, cunoscută și în țările din centru și din Europa Centrală, au fost izolate reproductiv și aduse populații de crap, au fost aduse rasă din fosta URSS care, supusă programului de ameliorare, de asemenea este conservată în cadrul genotăcii de la stațiunea Nucet. Dar cel mai important rezultat în acest domeniu, vorbesc despre rezultatele în domeniul ameliorării genetice, pentru că ameliorarea genetică și aclimatizarea și introducerea unor specii în România sunt cumva brandul stațiunii. Vorbesc despre asta pentru că în acest moment, după 10 de ani de activitate de cercetare, de muncă intensă în domeniul ameliorării genetice și al conservării genofondului de pești de cultură, în stațiune s-au pus bazele și s-a creat, bazele s-au pus cam începând din anii, mijlocul anilor 80,
S-a creat o colecție de specii, rase, hibriși și metiși, care este reprezentată de circa 30 de entități genetice prin și mai multe loturi experimentale, circa 100. Este unică în țară, de asemenea, și având în vedere cererile de material biologic pe care le avem și le primim de la țările din jur, tind să cred că și pentru această parte din Europa are caracter de unicat. În această genotecă este conservat cea mai mare parte a patrimoniului genetic de pești de apă dulce, aș putea să spun, în acest moment. Asociațiile de pescari se numără printre clienții fideli ai stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru piscicultură Nucet. Un alt domeniu în care stațiunea este cunoscută este a introducerii speciilor noi în acvacultură. Preocupările s-au extins și, pornind de la principalele specii de pești de cultură, de acum sunt cereri pentru specii care nu sunt moment, nu fac obiectul creșterii dirijate în acest moment, cum ar fi, de exemplu, cleanul. Dar sunt cereri din partea asociațiilor de vânătoare și pescuit recreativ, care sunt în dezvoltare și necesită, solicită acest material pentru dezvoltarea activității de pescuire creativ. Un alt domeniu în care stațiunea este recunoscută pe plan național și internațional este acesta al aclimatizărilor, al introducerii speciilor noi în acvacultură. Și beneficiind de această bază biologică, de această bază experimentală unică, cum v-am spus, cu numeroase bazine, bază care s-a dezvoltat în timp și au fost create și stațiile pilot pentru reproducere, pentru reproducere artificială în mediu controlat și pentru creșterea în prima etapă, începând în 1960, în cadrul stațiunii de cercetare pentru piscicultură Nucet, au fost inițiate acțiunile de introducere a speciilor noi. În 1960, acțiunea a debutat cu ciprinidele asiatice. A fost o revoluție în piscicultură. Prin stațiunea de la Nucet, România a fost promotorul acestei acțiuni în întreaga Europa. Stațiunea Nucet, pe lângă faptul că a reușit aducerea acestor loturi, a pus la punct tot ce înseamnă tehnologii de reproducere pentru ei, tot ce înseamnă tehnologiile de creștere, a supravegheat întreaga, din punct de vedere științific-tehnic, întreaga acțiune de extindere în producție, astfel că introducerea lor a fost un succes. Și deși multă lume are rețineri în ceea ce privește aceste specii, ele au un rol esențial în ceea ce privește echilibru în bazinele acvatice și încă constituie baza producției și eu vă spun și din punct de vedere al furnizorului de material de populare. Pentru că dacă ar fi să fac un clasament în ceea ce privește cererile de material de populare, după crap, specia cea mai solicitată este novacul. De ce? Pentru că valorifică niște resurse trofice naturale, există un potențial și este foarte apreciat la piață novacul, ca să nu zic că se și valorifică la niște prețuri un pic mai scăzute decât crapul, sturionii, în sfârșit. Aș vrea în domeniul aclimatizării, pe lângă alte specii care nu au cunoscut așa un succes, ca să zic, în sectorul de producție, aș vrea să vă aduc în atenție dumneavoastră o specie care este un dar de la Dumnezeu, o specie care noi o considerăm poate cea mai importantă realizare în domeniul cercetării piscicole, și anume aclimatizarea sturionului nord-american Polyodon spatula. La Nucet au fost și s-au pus bazele la tot ce înseamnă reproducere controlată, reproducere artificială. A existat baza materială, a existat baza biologică, au existat experiența acumulată, au existat oamenii, a existat o vreme institutul care a coordonat
aceste acțiuni, astfel încât noi avem această expertiză în domeniu. Și pornind de la reproducerea peșilor în general, am putut să ne concentrăm și să ne mobilizăm pentru a reuși și reproducerea acestui sturion. Acum aș putea să spun că și-a spus cuvântul tot ce s-a acumulat în zeci de ani. Și nu în ultimul rând dorința de a reuși, pentru că mulțirea lui a creat și a oferit posibilitatea de a le stinde în cultură. În cele ce urmează, specialiștii de la RomVac ne vor vorbi despre importanța sării în alimentația animalelor și ce fel de suplimente sunt necesare în acest sens. RomVac Company este unicul distribuitor al firmei Nutrifarm din Grecia, o firmă producătoare de suplimente. Produc în special blocuri de sare, blocuri de sare pentru lins, pentru mergătoare, cai, vaci, oi, capre. Blocuri de sare care, în funcție de starea fiziologică a animalelor, respectiv de categoria de exploatare, sunt adăugate în ele microminerale, calciu, fosfor, melasă, plus vitamine și aminoacizi. Blocurile pentru lins vor fi puse la dispoziția animalelor, fără niciun fel de restricții. Cum precizam, există blocuri de sare cu adăugare de minerale, respectiv și lapte praf, care se adresează vițeilor, iezilor și mieilor. Sunt blocuri în mărime de 5, între 5 și 10 kg. Alt sortiment sunt blocurile de sare suplimentate cu melasă, la fel administrat de ad libitum. Avem și blocuri de sare simplă. Prețurile sunt rezonabile și accesibile tuturor. În cazul hipovitaminozilor, alt tip de blocuri, blocuri cu strict cu vitamine. Iar cel mai complex produs, bloc de sare, Ultra Leaking Blocks, care cuprinde absolut toate vitaminele și mineralele esențiale necesare bunei dezvoltări a rumegătoarelor, respectiv cabalinelor, tineret și adulți. Alt produs se numește Nutrivitamin Amino. E un produs hidrosolubil, conține vitamine, minerale și aminoacizi. Deci e o pulbere hidrosolubilă care se administrează și în apă și în uruială, în special la păsări. Doza este de 1 gram pe litru de apă, respectiv 1-2 grame pe kilogramul de uruială. Se poate administra în furajele care sunt produse în sistem gospodăresc, deoarece sunt dezechilibrate. Se administrează la păsări, dar poate fi administrat la fel de bine și la porcii, respectiv tineret rumegător. Deci, spre deosebire de blocurile de sare ca atare, blocurile de sare de la firma Nutrifarm au un element în plus, adică sunt suplimentate cu vitamine, minerale sau lapte praf, sau melasă, cum am menționat, sunt mult mai palatabile și conțin acele elemente pe care avem siguranță că le vom întâlni față de sarea obișnuită. Sunt mult mai complete și complexe și ajută la buna dezvoltare a tineretului, rumegător respectiv cabalin versus sarea obișnuită. Un pahar cu vin bun, trebuie să recunoaștem, dragilor, ne face ziua mult mai frumoasă, nu? În cele ce urmează vom vedea un material realizat într-o cramă din Transilvania, acolo unde se păstrează tradiția vinului transilvanean, moștenită de la coloniștii sași. Ce suprafață are firma aici? Plantațiile sunt două locații diferite.
Sunt total 54 de hectare, 38 de hectare sunt chiar aici unde suntem noi, la Batoș, iar celelalte 14 hectare sunt pe raza localității Lechința, în județul Bistrița. Dar totul se vinifică aici, nu? În Batoș. Absolut totul se vinifică aici. De la Lechința se transportă struguri, se culeg într-o zi, până la amiază ce se culege, vine cu primul transport, rapid la procesat, iar ce se culege după masa, se aduce imediat atunci după cules. La ora 4 pleacă de acolo mașina, imediat se procesează, mai ales la alb, important. N-are voie să stea nici măcar o oră. Recoltat cât mai rapid, cât mai rapid, cât mai rapid. Oricum nu e problemă, strugurii se culeg manual, la fel ca și cum ar fi culeși strugurii pentru vânzare la consumul propriu, în găleți, se pun în containere unde nu se tasează, nu ajunge să fie boba spartă, ca mustul să se oxideze, să ajungă în contact cu aerul. Ajunge în contact cu aerul când vor ei la cramă, după ce se zdrobesc strugurii. În procesul ăla de vinificare, exact, nu? Exact. Tot trebuie să fie controlat. Câte soiuri aveți aici? Soiuri avem începând de la soiurile albe românești, continuăm cu soiurile negre, printre care este și fetească neagră românească, avem merlot încă și pinot noir. Iar la soiurile albe, fetească regală, fetească albă, sauvignon blanc, chardonnay, care îs peste tot și se pare că dau rezultate extraordinar de bune și aici la noi. Chardonnay-ul? Chardonnay și sauvignon blanc. Toate. Spre surprinderea mea, anul ăsta am avut acumulări de zaharuri și s-au comportat mult mai bine în plantație sorurile care sunt din extern, nu care sunt de aici, de anul de acasă. Mai avem pinot gris, Neuburger, muscat otonel. De ce s-au comportat mai rău sorurile românești anul ăsta? Ce a determinat lucrul ăsta? Se pare că a fost un an dificil. Așa mi s-a părut. Sau... să zic dificil, n-aș mai avea voie să zic dificil pentru că fiecare an se pare că e total diferit decât cel pe care au trecut, nu știm ce urmează. A fost o primăvară secetoasă, lungă, rece, iar pe urmă, când a început să vină căldura, au venit și ploile și atunci un pic s-a decalat. Vița de vie, când pornește în vegetație, are nevoie de căldură și să nu se mai oprească căldura, da? Iar anul ăsta am avut lăstarii, erau la 10 cm, creșteau, în decurs de 2 săptămâni abia au ajuns la 50 cm. Un parcurs care ar fi trebuit să fie practic în 2-3 zile. Am înțeles. A fost o anomalie puțin care s-a simțit până chiar în toamnă. Avantajul pentru noi a fost luna august, destul de călduroasă și secetoasă, plăcându-i la vie și atunci am ajuns să, ca strugurii să poată maturiza. Compenseze un pic din deficitul din primăvară. În același timp au fost și producțiile pe general mult mai mici decât în anii trecuți, fiind o încărcătură de struguri pe butuc mai mică, automat planta a reușit să îi asigure nutrienții și de tot ce a fost nevoie ca să se poată dezvolta în condiții bune. Ionuț, ca să obții un vin bun din plantațiile despre care tot îmi vorbești cu atâta plăcere, trebuie să ai un strugure sănătos, să ajungă în cramă un strugure sănătos, ca să obții un vin de calitate. Ce faceți în acest sens? În primul rând, e importantă starea fitosanitară a plantei. Pot să vă spun, lucrările la sol sunt făcute în totalitate mecanizat. Lucrările la plantă, în afară de tratamentele fitosanitare, care se fac mecanizat, totul se face manual. Ca să poți să ții în control, începând cu terle din uscat, curățarea cordelor care vin eliminate, pe urmă dirijarea lăstarilor pe timpul de vegetație, normarea strugurilor, absolut totul se face manual. Dacă faci tratamente bune, dacă faci lucrări la sol adecvate ca să poți să conservi apă, să poți să ții combaterea burienilor în frâu, să nu ai vegetație jos, pot să zic aproape deloc. Și să elimini cât posibil vectorii de boli. Exact. Atunci, prin măsura asta elimini și vectorii, cum a spus, atunci ai șanse ca să obții un strugure de calitate pe care ți-l dorești, practic. Bun. O să ajungem cu voia voastră și pe drumul strugurilor până la cramă. Sigur, vă invit să mergem jos să vedeți procesul tehnologic. Ne aflăm în incinta cramei Liliac, în zona unde se recepționează strugurii și de unde se începe procesul tehnologic pentru vinificare, pentru procesarea recoltei, oarecum, după un an de muncă. Bănuiesc că sunteți foarte pretențioși în ceea ce privește calitatea strugurilor care intră pe flux.
Ăsta este principalul factor. Ce faceți pentru asta? Ce faceți ca în procesare efectiv să ajungă strugurii cei mai sănătoși, cei mai buni pentru a obține un vin de calitate? Ne străduim în fiecare zi, chiar în fiecare zi, să obținem struguri de calitate, ca pe urmă, printr-un proces foarte bun, să ajungi la un vin de calitate. În fiecare zi se muncește pentru treaba asta. Nu poți să zici că în perioada de recoltă, atunci trebuie să ai grijă cea mai mare. Este adevărat. Ei, asta vreau să te întreb. De zi, începând cu lucrările de tăieri în uscat, corect, în vie, corect, urmărești tot perioada de vegetație să întreții plantația cât mai curată, cât mai sănătoasă, ca să poți să ai un strugure sănătos. Iar pe urmă, vinificatorii au foarte mare grijă ca procesul să le fie în control, să poată pune în valoare calitățile strugurelui. Îmi spuneai mai devreme că sunt soiuri, aveți și soiuri de struguri negri și albi. Corect. Bănuiesc că recoltarea și se face... Da, recoltarea se face în primul rând în funcție de ce vinul vrei să obții. Se începe cu recoltarea strugurilor din care se produce vinul de bază pentru spumant. Iar aici deja e al doilea an în care ne confruntăm așa cu o distanță de zile destul de lungă. Dacă anul trecut în 2018 am recoltat în 21 august, anul ăsta deja în 10 septembrie, o distanță destul de mare. Iar pe urmă terminăm cu roșiile, care se culeg undeva după jumătatea lunii octombrie pentru vinul roșu. Ei, în funcție de an, sigur. Da, în funcție de an, sigur. Care sunt sortimentele de vinuri pe care le obțineți aici? Probabil enologul cramei o să ne spună mai multe amănunte, dar te rog, începe tu. Sortimentele sunt, după cum vorbeam, vinurile albe, vinurile roze și vinurile roșii. De când faceți vinul roze? Vinul roze aproape de la început. Da? Să faci vinul roze nu e foarte complicat, le faci din soiurile de strugure negru. Procesul de vinificare oarecum e la fel ca și la alb. Numai că oprești fermentația mai devreme. Nu oprești fermentația mai devreme, trebuie să culegi strugurele un pic mai repede ca conținutul de alcool să fie dorit. La roze trebuie să fie cu aciditate un pic mai mărișoară, cu un conținut de alcool un pic mai mic, oarecum la fel ca și alb. Iar pentru roșu, din același soi de strugure, culegi mai târziu, unde deja acumulările de zaharuri sunt mai mari, și antociani și pigmenții pentru culoare se concentrează mult mai bine și obții un vin roșu bun. Care este procesul tehnologic? Câteva amănunte legate de procesul tehnologic din momentul în care strugurii vin în cramă și până ajunge în sticlă. Strugul ajunge aici în cel mai mare grade de sănătate posibil, adică în cutii și recoltați manual. Direct vine pe masa de sortare, zicem, unde facem o selecție, al doilea selecție despre... Deci prima selecție ar fi în plantație, la recoltare. Da, direct la recoltare acolo, da, pe plantația. Și strugur sănătos continua să meargă pe interior de cram după deșorchinare, da, și zdrobire, depinde de strugur, facem zdrobire sau nu de strugur. Și merg spre presare sau nu, depinde și aici de struguri și de tip de vin de produs. Chiar e multe feluri de vinuri produs aici, sunt aproape 25 de vinuri diferit în Crama Liliac. Și la sfârșit au toți un proces diferit de aplicat. Liliac semnifică, de fapt, producere de vinuri monocepage, monosoi, adică un soi, o etichetă Liliac. Liliac Pinot Gris, Liliac Chardonnay, Liliac Sauvignon Blanc, etc. etc. Și fiecare soi, e normal, nu are același moment de coacere. Corect. Așa și data de recoltă e diferit. Și asta fac că deja luăm marf la moment potrivit pentru fiecare soi și după, în spate, se poate că fiecare produs Liliac așteptat are nevoie de un tratament specific. Aveți ca enolog, aveți un cuvânt de spus în ceea ce vrește momentul optim de recoltare a strugurilor, funcție de ceea ce vreți să obțineți ca vin? Eu decid, normal că eu decid.
Eu dețin în relațiile cu șef de fermă și cu posibilități materiale și vreme existente în același timp, e normal. 25 de varietăți de vin, da. De tipuri de vin. Da, asta-ți da. De unde porniți? De la alb, roze, roșu. Avem toate culori prezentate, plus orange, portocal, adică există și altă culori. Cât de important este rolul enologului într-o cramă? Cel mai important este că să fie atent, prezent, conștient, că fiecare bob de struguri este ca un copil până la capat, unde are nevoie vinul, să devină un adult. Este, vinul în... este o materie vie tot timpul și trebuie să ai grijă pe tot fluxul. Exact. În Transilvania, cu temperaturi de nopți mai rece, în general, da. Mai frig este această area, este mai frig, permite o păstrare de aciditate mai ridicată, lung, pe mai lung timp. Adică pe timp de ciclu fiziologic, o mare perioadă este legat cu acest păstrare de aciditate organic al strugurilor. Și acest păstrare de aciditate permite o păstrare și aromatică, de fapt. Aromatic, varietar. Și aciditatea este determinată și de faptul că strugurii în această zonă cu temperaturi mai scăzute nu acumulează suficient zahăr. Nu, acumulează și zahăr potrivit, suficient în general, da? Dar faptul că nu avem diferențe majore de temperaturi între zi și noapte și că nopțile rămâne suficient de rece, permite că această aciditate naturală de bază da. Se păstreze mai mare timp. Și acest faptul permite o păstrare și o, de fapt, o dezvoltare de potențial aromatic varietar la toate feluri de varietăți existente. Care sunt însușirile principale ale vinurilor obținute în această zonă, să spunem cu cele obținute în dealul mare, unde, mă rog, expoziția... Da, repet, aici aciditate mai ridicată, da, deja. Aciditate mai mare. Și exprimare aromatic varietal e mai ridicată. Decât în celelalte zone cu temperaturi mai ridicate. Clar, am venit aici că se dovedesc asta, că se verific personal de fapt, că nu am crezut nicio până acum. Și după trei campanii făcute aici, sunt convins că da, de prima campanie am văzut de fapt, e adevărat. Aveți soiuri de vinuri sau varietăți de vinuri pe care le obțineți prin întreruperea fermentației? Adică... Da, avem și acest gen de vinuri. La care genul? La care dar nu sunt prezentat la sfârșit pe piața ca vinuri etichetat și condiționat atât în acest mod. Sunt folosit pentru a ajuta că să fie alt produs făcut. La asamblaj. La cupajare, da. La asamblare, la cupajare. Asamblare, cupajare, sigur. Exact. Exemplu, avem muscat otonel. Muscat otonel asigură acest gen de lucru, adică începe fermentație și când am, nu știu, 60, 70, 80 de grame pe litru de zahăr rezidual, oprește fermentația. Și acest muscat mai dulce mi permite să ajut produsele ca crepuscul, ca lili, ca yang, că se permite ceva mai... reușit ca asamblaj final. Da. Unde credeți că se îndreaptă viticultura românească și producția de vinuri? Pentru că avem, slavă Domnului, vinuri foarte multe, an mai dificil anul ăsta. Din contrar, eu zic tot al contrar ce aveți anunțat. Adică e lipsa de producători în continuare pentru suprafața în mod potențial lucrat în viticultură. Oficial avem un cifru de 180.000 de hectare de podgorie existent, dar nu sunt toți dedicat pentru producție de vinuri deja. O mare parte de acest podgorie este nelucrat cum trebuie și o mare parte de acest podgorie are varietăți necorespunzător cultivate. Deci e loc de mai mult în România, și mai bine. Ce are nevoie absolut să fie deja că se că să fie o continuitate de diversitate de în producția în sine, adică de număr de producători deja. Nu e suficient, repet. Pentru 180.000 de hectare potențial existant viticol, avem aproape 200 de producători
oficial, legal, operând. Am înțeles. În Franța, că sunt francez, am câteva, cum se spun, referințe despre Franța, unde avem astăzi aproape 950.000 de hectare de viticole cultivate, de viticulturi, de suprafața viticole, pardon, și suntem mai sus că 100.000 de operatori. Aha, da. Faceți, cum, da. Faceți regular la trei și vedeți că în România aveți loc simple, da. Pentru o grămadă de producători în plus și are nevoie, de fapt, pentru această piață. Avem câteva mari producători, sunt pe DGTL existent, da. Și fac ca un monopol în continuare. Și asta nu e suficient pentru diversitatea existentă. Aveți o diversitate de terroir fantastic. Terroir significa, știți, un pământ cu o vreme zisă, cu relief, altitudine, expunere la soare. Avem multe feluri de terroir aici, diferite și puternici. Pentru acest mulțime de terroir, aveți nevoie de o mulțime de producători. Corect. Unde asta vedeți viticultura românească în ansamblu viticulturii europene? Cam pe ce poziție? Unde se află ea în momentul ăsta? Și cam ce ar mai trebui făcut să venim pe sunteți primele locuri? Sunteți interziați la nivel calitativ și de diversitate. De diversitate, în continuare. Repet, aici sunteți interziat și faceți volum. În România se face volum. Sunteți la poziția al 10-a, mare productator ca producție. Nume, ca producția, scris statistic, este la 5 milioane de hectolitri, până la între 3 și 5, depinde de an. Da. Și asta face că sunteți la poziția 8, 9, 10 din lume, în general, ca producător. Dar este un volum, atâta. Calitate? Se oprește aici. Calitate este cam local. Asta nu este industrial. Să înțeleg că nu avem încă un sistem bine pus la punct de promovare a ceea ce se produce în viticultură. Da, și aici câteva acțiunele există, dar sunt atâta mic în comparație cu ce se poate ca potențial uriaș, că în continuare există în România la domeniul vitivinicol, că da, sunteți România în interziere total. Nu? Aici aveți nevoie înainte de toate, de școlilor adaptați condițiilor specifice României. Ce așteptam să facem ca dezvoltare adevărat vitivinicol în România. Până când nu aveți acești școli, e complicat și faceți apel la Strain. E normal. Că Strain, el are școlilor. Și e mai ușor pentru Strain. Un an mai dificil anul ăsta, 2020, din cauza pandemiei. Cum stați cu vânzările? Vânzările sunt mai mici și au un impact negativ asupra industriei, vedeți, și Horeca e afectată. Sigur. La rând suntem și noi afectați. Sperăm să trecem peste. Într-o lume atât de aglomerată, bacteriile ne amenință la tot pasul. Când bacteriile sunt rezistente la antibiotice, suferința este a ta, dar și a celor din jur. În lupta împotriva rezistenței la antibiotice a apărut ImmunoInstant. ImmunoInstant acționează specific asupra microorganismelor rezistente la antibiotice. ImmunoInstant, o speranță pentru fiecare. Nou de la Romvac. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. În comuna Dumești, frații Mindirigiu se ocupă de mici cu creșterea animalelor. În anul 2008 au început cu 50 de oi, iar în prezent au ajuns la un efectiv de 500 de capete din rasa țurcană cu varietatea Oacheșă. Cum este viața la stână? Ce planuri de viitor au, dar mai ales cum își împart sarcinile? Vedem acum! Marius, ești un tânăr crescător de oi din satul Hoisești, comuna Dumești, din județul Iași. Spune-mi, te rog, de cât timp te ocupi cu această activitate și ce efectiv ai în acest moment? Eu sunt un tânăr fermier din satul Hoisești, comuna Dumești, județul Iași, cum ați spus și dumneavoastră. Mă ocup cu această activitate împreună cu fratele meu, Mindrigiu Radu Mihai, din anul 2008. Asta însemnând că avem 8 ani. Am pornit cu
efectivul de 50 de oi, ajungând la efectivul de 500 în momentul de față. Zi-mi, te rog, ce rasă ai și ce caracteristici are această rasă? Eu posed rasa țurcană, preponderent varietatea oacheșă. Această rasă este o rasă de oi mixtă carne-lapte. Zi-mi, te rog, ce produse valorificați și în ce zone? Produsele valorificate sunt de către noi cașul, urda de oaie, mielul și oaie reformă. Lâna și pelicelele, din păcate, avem o problemă, nu se caută. Zi-mi un pic, care este situația pășunilor și cum stați cu nutrețul pentru acestea și cerealele? Cu pășunile stăm foarte bine datorită domnului primar, care ne concesionează în fiecare an, în funcție de efectivul pe care îl avem. Dacă într-un an avem mai mult, ni se mai ia, dacă mai avem mai puțini, dacă mai avem mai puțini, ni se mai ia, dacă avem mai mult, ni se mai dă. Ar mai fi o chestie care eu scăpat, am mai spus-o și o mai spun, dacă ni s-ar face un contract în fiecare an cu niște clauze care să le respectăm și ca să putem accesa și noi alte submăsuri, ca să mai luăm niște bănuți în plus care să oferă. A fost un an greu, trebuie să recunoaștem, pentru toți. Da. Cum a fost situația aici la voi? Situația a fost cam peste tot, au fost probleme cu pășunea, nu au fost mâncare pe pășuni, ne-am dus și noi, pe unii s-a mai putut, dar nici în alte păși nu au fost mai roz, dar ne-am descurcat totuși, n-am mai avut aceeași producții de brânză, chiar dacă au avut un preț mare, cantitatea au fost puțină, deci n-am ieșit în mari câștig, cu cerealele care tot la fel sunt foarte scumpe, au plecat la 80 de bani ajungând la un leu, eu am noroc că mi-am făcut de pe propriu teren. Doar m-am de făcut 100 de balonți de asta, de miriște, de porumb și ce mi-a mai rămas de anul trecut, dar altfel ar fi fost foarte rău, ar trebui să cumpăr foarte mult și mai că nu ieșeam cu nimic, poate mai chiar puneam de la mine din buzunar. Zi-mi, te rog, o medie a costurilor pe cap de animal. O medie a costurilor nu aș putea să vă spun, dar sunt niște costuri, să zic așa, aproximativ un 100 de lei pe oaie, pe perioada de vară, să spun, nu mai spun perioada de iarnă, când costurile sunt mult mai mari și stăm la mâna vremii, că poate să fie iarnă de 6 luni, poate să fie de 3 luni, poate să nu fie deloc. Și costurile variază și ca să vă spun exact, nu vă pot spune un preț exact. Fiind o fermă de familie, da, fiecare are atribuțiile sale. Da. Eu sunt cu atribuțiile partea mobilă, ceea ce înseamnă că mă deplasez la clienți cu ceea ce au nevoie, care nu pot veni ei în fermă sau acasă. Partea birocratică, ceea ce presupune când se depune dosarul sau alte chestii. Strânsura, partea de cu tratamentele și cu un alta, fratele meu pe partea stă pe loc, el administrează oamenii care îi avem, cu mulțul, cu faci brânza și alte chestii care se fac la stână. Zi-mi, te rog, ce tratamente le face acestora în această perioadă? Tratamentele încep din primăvară, nu se fac numai într-o anumită perioadă și se termină toamna. Facem, prima dată facem un vaccin contra răsfulgului alb, după care continuăm cu aerobioza, cu îmbăirea. Cam astea ar fi trei tratamente esențiale care le se fac oilor și deparazitarea datul pe gât, cum știu ce bine în termen. Ce faceți cu luna? Lâna, din păcate, o avem depozitată, cred că e nevoie să-i dăm foc sau să o îngropăm datorită că nu sunt centri de colectare și lipsa centrilor de colectare, spune cuvântul, nu vine nimeni să o ia, nici pieile nu vine nimeni să le ia, nici pielicelile, sunt din nevoie să le aruncăm și e foarte trist. Nu mai este ca înainte, nu se mai valorifică oaia la adevărata ei valoare. Dacă înainte se valorifica de la oaie, miel, brânză, tot ce ținea de la oaie, chiar și gunoi, vineau lipovenii și-l lua și-l folosea ca îngrășământ natural, acum numai. Bine, ăsta ne folosește și noi, îl dăm noi prin pășuni, îngrășăm pășunea, facem iarbă și ne pașim animale, dar ne afectează că nu ia nimeni lâna, nu întreabă nimeni de piei, de pielicieri. Asta e un produs nevalorificat care ne duce în minus. Ținând cont situația pe care mi-ai spus-o, tot problemele pe care le întâmpi în tot timpul în fermă, să zicem, te-ai gândit să mai extinzi efectivul de animale? Te rezum doar la atât? Nu mă rezum doar la atât. Mă gândesc să mă extind cu o singură
condiții, să fac măsura de tineri fermieri și să-mi pot lua un abator mobil din care să fac eu de la materia primă la produsul finit, să-mi iau niște utilaje și să-mi modernizez ferma, altfel nu putem face, că din cauza, în lipsa clienților, suntem nevoiți să dăm la samsari care ne oferă un preț mic și ieșim pe minus, tot la fel miei îi dăm și alți, tot la fel își pune adaugă să ieșim pe minus, așa dacă valorificăm noi, facem noi o pastramă, spre exemplu, din oile reformă, facem noi ceva din miel, o pulpă, ceva, brânza, tot la fel încercăm să venim cu ceva și dăm noi, suntem noi pe plus, altfel dacă nu facem chestiile astea, ieșim pe minus și o să merite. Ai o experiență în spate, zi-mi te rog, cam ce sfaturi le-ai dat celor care vor să o apuce pe drumul tău, să-și facă o fermă de familie de oi? Eu le dau sfatul să gândească foarte bine înainte să investească și asta e investiții în oi și în primul rând trebuie să gândească la forța de muncă, dacă le place lucrul ăsta, dacă au pășunii, dacă sunt dispuși să-și petreacă marea parte a timpului administrând, stând acolo, că aici nu mai este să te duci la mare, să te duci la munte, trebuie să supraveghezi, fii, chiar dacă ai și oameni și trebuie să fii aproape zilnic, să vii să vezi cum stă treaba, că nu mai este, e greu, e foarte greu cu forța de muncă, nu mai simt oameni, nu este ca la o instituție, că stau 10 oameni la poartă și îi spun la un, dacă nu-ți convine, du-ți, că bag aici la un om, trebuie să ai grijă de el, să te porți ca cu ouă, că altfel se duci și rămâi. Și nu-i vorba că în asta, că noi toți, mari parte, țin să crezi și obienii care facem lucrul ăsta, îl facem din dragoste, dar nu putem să stăm aici, că mai avem și alte probleme și nu te poți împărți în 10 lucruri și trebuie să ai un om pe care să-l lași aici. Să înțeleg că forța de muncă este la pământ în această zonă. Da, nu chiar în această zonă, peste tot este o problemă foarte mare. Deci cred că e una dintre problemele cel mai mari. Și după aia mai vine. Dar spune-mi un pic, cum stai cu livrările? Este căutată? Eu cel puțin am stat, chiar deși m-am plâns la început, s-o căutam ei la Paști. Am mai rămas cu vreo 70 de mei, ăia, cu ăia i-am dat mașini, eu fost să-i dau. Dar au fost foarte puțină marfă din cauza fiecitii. Că nu a plouat, nu a avut oile lapte, deși eu a avut un preț bun, a fost foarte puțină marfă. Livrările, v-am spus, le fac fiii la domiciliu în funcție de timp și dacă nu poate, fiii vin la stână, fiii vin acasă, cum se poate. Marius, ce poți să spun? Ești un tânăr curajos, cu perspective de viitor. Noi îți urăm mult succes și să ne vedem la acel abator, să zicem așa, sau ce ai spus? Da, vreau să, dacă dă Dumnezeu și pot accesa fondurile astea, chiar un abator mobil, vreau să modernizez ferma, luându-mi niște utilaje ca să nu mai depind de cineva să vină să-mi facă. Vreau să-mi modernizez ferma făcând un saivan și alte chestii. Acum, dacă dă Dumnezeu și îl pot accesa și mi se aprobă, am spus, o să mă extind și să dea Dumnezeu să veniți să vedeți realizările. Mult succes și Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos și să auzim de bine! Atunci când ținem post, trebuie să avem în vedere și minusurile care derivă de aici. Organismul nostru, știm cu toții, are nevoie de un sistem imunitar foarte puternic, mai ales în această perioadă grea pentru noi toți, dragii mei, când virusuri tot mai agresive ne pun sănătatea în pericol, chiar și viața. Dar noi am descoperit alternative sănătoase. Haideți să le cunoaștem împreună. Restricțiile alimentare din timpul postului și o alimentație deficitară în proteine și minerale ar putea afecta sănătatea organismului. Pentru a avea o dietă echilibrată, este bine să consumăm multe verdețuri cu un conținut mare de vitamine și minerale. Calitatea lor este extrem de importantă de asemenea. Conțin enzime vitale pentru organism, da? Conțin proteine, conțin vitamine, conțin minerale. Se recomandă a fi consumate în stare proaspătă, crudă, sub formă de salate. Și cu cât într-o salată am pus 5-6 tipuri, da, de legume, da, cu atât este mai și mai consistentă, și mai gustoasă, și mai benefică pentru organism. Păi dacă în salată am pus 2-3 frunze de care, 2-3 frunze de mango, 2-3 frunze de rucola, 2-3 frunze de măcriș, 2-3 frunze de tarsoi, 2-3 frunze de red master, 2-3 frunze de mițuna, 2-3 frunze de andive, 2-3 frunze de cicoare, 2-3 frunze de salată, numai câte am numerat, așa. Ia gândiți-vă, trebuie să ai un bol foarte mare, da? Ca să le pui cu niște ceapă verde, multă ceapă verde, cu un pic de ulei și eventual un pic de oțet balsamic înduit cu apă. Să zic, sau
oțet care vrea, sau lămâie, sau cine care cum vrea. Sau dacă pune măcriș, e... Măcrișul, da, este la crișor, dar mai fiecare, adevărul e că fiecare după gusturile lui. Gândiți-vă că este un bol imens și acestea au și fibre care creează sațietate. Păi dacă ai mâncat o salată dintre aia, eu știu, poți să arunci câteva măsline, nu știu, dau un exemplu, sau orice altceva, niște crotoane de ceva, niște miez de floarea soarelui, sau de alune, sau de nuci, sau orice altceva, da. Gândiți-vă că este o salată foarte sănătoasă, destul de consistentă, vine cu aport de nutrienți, da, vitamine, minerale și curăță și colonul. Și sunt și studii care spun că, de fapt, postul acesta are și un rol, are un efect de curățare a organismului. Adică... Da, așa este. Sunt medici care recomandă, sunt și alimentari care recomandă un post sever pentru detoxifiere. Dar de ce să trecem la extreme când noi putem să folosim, am spus, o combinație de frunze întreagă să ne facem un bol, o salată, cel măcar o salată pe zi să facem întreagă. Și este atât de sănătoasă și atât de benefică de neimaginat. Lucruri foarte simple de altfel. E și gustoasă, e și foarte necesară și foarte, foarte sănătoasă pentru a nu-ți face rău. Organismul își ia necesarul din fiecare plantă. Chiar dacă îi dăm noi cantități, când place mie, nu știu, o anumită plantă, zice măcriș, fac un bol mare numai de măcriș. Dar el își ia tot cât are el nevoie. Cu cât combinația asta este mai diversificată și mai mare, cu atât este mai benefic pentru organism, fiindcă fiecare plantă și are calitățile ei, conținutul ei. Organismul are de unde să-și aleagă și toată gama de nutrienți și de vitamine. Cam ce buget, dacă se poate spune, cam ce buget ar trebui să aibă o familie de 3 persoane, da, 2 adulți și un copil, pentru a mânca sănătos? Să zicem că toți 3 țin postul și mănâncă astfel de legume, fructe bio. Cam cât ar trebui să aloce? Și cred că în jur de 50, 60, 70, 80 de lei, până între 50 de lei până în 80 de lei. Poate să fie și mai puțin, nu contează. Că am clienți care în comandă de 20, de 30 de lei, bine, la punctele fixe. Prin curier, sigur că în jur de 70 de lei, 60-70 de lei, fiindcă sunt costurile cu ambalajul și cu alte lucruri. Da, și automat trebuie să fie un cost mai. Iar pentru cei din sau pot să vină la fermă, nu există o limită. Și fiecare persoană în funcție de ce își dorește. Deci 3 persoane cam 50-60 de lei pe zi. Nu pe zi. Nu, e mult pe zi. Nu, eu am referit așa, în jur de câteva zile, spun într-o săptămână. Nu. Adică poate să fie cam în jur de pe săptămână, fiindcă eu dau la legături, legătura e mare, da? Dacă și ea diverse și într-o salată nu poți să le pui pe toate, că n-ai cum. Și atunci, sigur că le hidratezi, le ții în frigider la temperatură constantă și a doua zi să faci din nou, a treia zi să faci din nou și tot așa. Acum depinde. Dacă vrei și îți dorești să faci smoothie-uri sau sucuri verzi, sigur că aici trebuie să iei cantitate mai mare. Și la sucuri sau la smoothie-uri verzi, la fel, ai pus un măr, da? Să zicem acolo și câteva frunze din fiecare și ai băut conținutul și foarte sănătos, foarte, foarte sănătos. Și smoothie se poate face aceste frunze în combinație cu apă. Da? Ai pus jumate din blender cu apă sau 3/4 din el cu apă, pus câteva frunze între astea și, eu știu, un măr acolo și conținutul acela îl dai prin trosite de tifon sau de plastic. Da? Și bei în loc de apă, bei conținutul și este extraordinar de sănătos, fiindcă iar la fel conține foarte multe clorofilă și multe alte calități. De asemenea, dacă ai o jumătate de lămâie, ai stors jumătate de lămâie acolo, tot pentru și un pic de miere, și la fel ai ca un suc. Și ai băut iar la fel care este. De ce să bem nu știu ce alte sucuri între astea acide și cu tot felul de nenorociri în ele, când poți să-ți faci, uite, un suc dintre astea și foarte gustos și în același timp foarte, foarte sănătos, cu niște costuri mult, mult, mult mai mici decât orice conținut care l-ai luat dintr-un supermarket. Lucruri simple, banale, numai că
trebuie să le aplicăm, trebuie să le folosim, să avem curaj să le folosim și să citim despre ele, să ne informăm despre ele, să vedem, măi, poate, uite, Dumbrava l-a apucat pe el, nu știu cum să zicem, el vorbește într-una că, nu știu, îi place el sau este aiurit. Nu! Le-am spus, oameni buni, nu mă credeți pe mine, să nu credeți ce să spune despre mine sau ce să scrie despre mine, nu, vă rog să nu mă credeți, citiți, vă informați, poate eu dau câteva, nu știu, câteva informații dintre astea. Nu vreau să mă credeți. Mergeți și informați-vă. Și în momentul când sunteți informat, atunci să luați decizia. Poate că am sau poate că n-am dreptate, sau poate că toată, na, bat câmpii, sau m-a luat pe mine, nu știu ce. Verificați. Vedeți. Și atunci, în urma verificărilor, ziceați cel puțin trei surse, da, diferite, credibile, o să ajungem la concluzia că în loc să consumăm tabelul lui Mendeleev, da, consumăm ce ne-a dat natura. Corect. Iar la fel, la informații, să nu luăm orice articol aruncat pe internet și când te uiți acolo, nu are nicio sursă de informații, că nu s-a născut nimeni. Da, autoștiutor. În momentul când faci un articol, dai și sursele de informații și vezi ca să fie credibil. Nu că ai citit pe acolo nu știu ce, nu știu, ai scris un articol și gata, am citit că nu știu ce, exclus. Dacă e să fim, nu, profesori și chiar o celebră replică într-un film. Da, fii, Toma, fii profesionist, nu ăsta, Dinică, Gheorghe Dinică. Filantropic. Exact, da. Fii profesionist, da. Ok, deci trebuie să fim, să fim atenți cu ceea ce mâncăm, dacă ne dorim să fim sănătoși, deci asta era, era ideea, iar sursa de informații să o, să o verificăm, să vedem dacă provine dintr-o sursă credibilă, la rândul nostru să o verificăm și ceea ce luăm de aici, sigur că se pot testa așa, step by step, ușor, pas cu pas. Poate că, nu știu, o anumită plantă sau ceva nu se face bine. Prin eșeptă, se întâmplă și lucrul ăsta, se poate întâmpla și lucrul ăsta, cu toate că orice este, orice este natural, organismul nu prea reacționează la ce este natural. Nu. Se întâmplă să nu, doar eu știu, suferi de nu știu ce boală și ești nu știu ce alte chestii și s-ar putea ca anumite chestii. Ai o intoleranță? Da, o intoleranță, dar asta pot fi, nu trebuie să ne neglijăm, pot fi și cazuri de genul ăsta. Dar în condițiile în care tu consumi în cantități mici și ușor treptat, îți dai seama, da, că ceva e în regulă cu anumită, nu știu, un anumit produs, o anumită plantă și atunci, sigur, poți elimina, nu e asta, dar asta nu înseamnă că, gata, nu mănânc când face, îmi face rău. Că iau medicamentul când face bine și nu mănânc nu știu ce plante când face rău. Deci exclus astea, că plantele n-au cum, tot ce e natural n-au cum să-ți facă rău. Da, nu au cum, dar pot exista și excepții, nu trebuie să neglijăm și aspectul ăsta. Sigur. Acum nu trebuie să neglijăm nici sfatul unui medic, unui specialist, unui nutriționist, iar la fel. Nu trebuie să neglijăm nici lucrurile acestea. Familia Turba din satul Criț, județul Brașov, are o afacere pornită de la zero. Ei produc pâine de casă, produse de panificație, pe care le prepară, bineînțeles, într-un mic laborator artizanal. Lumea din sat spune că mama și fiica pregătesc cele mai bune produse din sat. Să vedem și noi cum e gustul și despre ce este vorba în poveste. S-a născut la Criț, dar de mic a plecat în Italia. Apoi s-a întors și a făcut o afacere să înflorească din pasiune pentru gustul bun. Este cea mai prețioasă moștenire lăsată din străbuni, spune ea. Așadar, satul natal a făcut-o pe Elena să-și amintească cu drag de dulciurile făcute de bunica. A căutat rețete vechi din gospodărie și a readus pe masa sătenilor gustul de altă dată. Fiecare produs este străin oricărui conservat și aditiv nociv organismului nostru și cunoaște doar ingrediente naturale. Am stat foarte mulți ani în afară, am locuit de fapt în afară, am plecat de tânără, ne-am întors la Criț și din ideea de a face ceva, de a ne dezvolta cât de cât,
am început să facem produsele tradiționale care se făceau odată. Ați simțit că este nevoie de acest lucru în satul Criț? Nu neapărat atât doar în satul Criț, cât și, știu eu, am vrut să facem ceva, să redescoperim gustul acela care îl cunoșteam de când eram copii, pentru că la noi la țară, practic, am crescut cu pâinea făcută în casă, la cuptorul cu lemne și dulciurile pe care le făceam de sărbători, le făceau mama, părinții și, știu eu, cozonaci. În zona noastră mai este un fel de henkler. Henkler săsesc lichiu, ceva de genul. Deci ăsta este produsul tradițional, local. Produse tradiționale, nu naturale. Nu folosim niciun fel de aditiv alimentar, niciun fel de euri sau ceva de doar produse naturale, cum se făcea odată. De unde aveți rețetele? Cine v-a învățat? Aoleu, rețetele sunt foarte vechi, foarte, foarte vechi. De la mama avem rețeta, pentru că ea la rândul ei, de la părinții ei, de la mamă, de la oamenii care aici făceau, e o comunitate foarte mică și atunci rețeta, știți cum este, se fură de la unul la altul. Și practic am început să facem, lumii au gustat, le-au plăcut și au început să ne comande produsele, să vină, să ne ceară, să... Pentru evenimente, pentru sărbători, pâinea și-o cumpără tot timpul, pentru că pâinea se păstrează și... Este o pâine foarte mare. Cât cântărește o pâine, în general, aici? Depinde. Are greutate. Noi nu o facem la cântar, pentru că nu e o pâine industrială care să... E un laborator artizanal mai micuț și atunci facem manual. Mult lucru manual și... Depinde, 2 kg, 2 kg jumate, unele au și 3, e foarte mare, da, într-adevăr. Nu putem să o facem foarte mică, pentru că o coacem în cuptorul cu lemne, e temperatură foarte mare și atunci o strânge foarte tare și o arde, efectiv face o coajă foarte groasă și nu mai putem tăia pe urmă. Cel care o cumpără nu mai poate să taie felie cum trebuie și... Deci asta e unul din motivele pentru care o facem foarte cu dimensiunile acestea și greutatea. Când v-ați întors dumneavoastră aici, în satul natal, ce ați găsit din ceea ce vedem noi acum? Câte cuptoare? Era un cuptor? Da, era un cuptor la noi în sat care făcea pâine și ei erau la început, s-au dezvoltat, am înțeles că funcționează foarte bine și ei, iar după aceea am început noi, mai este încă cineva care face, deci nu suntem doar singurii care fac pâine și în zonă, sunt și, deci deja ne-am dezvoltat foarte tare. Dar în curtea aceasta, dumneavoastră, cum ați reușit să o amenajați în timp? Să o faceți laborator? Înainte aveați doar un cuptor, nu? Da, asta a fost o și este în continuare o curte foarte veche, undeva din anul 1800, la sfârșitul anului 1800. A locuit bunicii mei, pe urmă au rămas foarte mulți ani abandonată, pentru că aveam și o legătură mai strânsă, sufletească, pot să spun, pentru că era curtea bunicilor, practic am crescut aici. Și da, era un cuptor care stătea să cadă, așa, foarte vechi. Și am început să facem, am amenajat structurile mai, o să vedeți, am făcut un mini laborator de patiserie artizanală și acolo facem. Înainte era vechile anexe, aveam, știu eu, ce se țineau animale și așa mai departe. Noi am reamenajat, am reconstruit, am făcut să putem lucra, să putem avea la standarde ce ni se cer. Și pare că de cât au ajuns, încă suntem la început, avem foarte, foarte multe de făcut încă, suntem doar la început. Dar eu sper că în timp să reușim să mergem mai departe și să
ne dezvoltăm și lumea să ne cunoască, să aprecieze produsele, pentru că asta e foarte important, pentru că muncim foarte mult pentru ca să scoatem produsul exact cum era, cum era odinioară. Adică la pâine este o pâine cu maia, în special are foarte puțină drojdie, puțină, și drojdia în general o folosim în perioada asta pentru că e mai rece. Dar în perioada verii nici nu este nevoie de drojdie, pentru că maiaua respectivă ajută, dat fiind faptul că e foarte cald, ajută să dospească aluatul și nu mai e nevoie de drojdie. Când, în schimb, când e foarte, foarte frig, ne ajutăm cu puțină drojdie, dar foarte puțină, pentru că altfel nu se păstrează pâinea bună, se sfărâmă și așa mai departe. De unde ați avut bani să investiți? Ați plecat? Unde ați fost plecată? Foarte mulți ani în urmă, eu am plecat din țară, foarte tânără, la fel, am stat în Italia mulți ani. Mi-am făcut o familie și așa mai departe. Am avut un... Jobul meu era... Eram într-o colaborare cu firmele din Italia și cu cele din România. Făceam un fel de import-export pentru produse din lemn sau termopane sau ceva de genul. Deci ce se putea face ca să... Și am... A fost o perioadă, da, câți ani am lucrat, am tot... călătorit în avion, de așa. Pe urmă, la un moment dat, probabil așa a vrut, așa a fost să fie. M-am oprit aici, la Criț, m-am reîntors și încerc să fac ceva care, ceva ce s-a pierdut. Ceva ce s-a pierdut și eu sper ca lumea să se întoarcă la tradiție, să redescopere tradiția și gustul autentic cum era odată, pentru că e păcat. E păcat pentru că noi tinerii nu mai cunoaștem nimic din ceea ce era odată. Deja mergem cum vine, cum să vă spun. Ce ne oferă piața, ce ne oferă așa, cumpărăm ambalajul efectiv, nu mai cumpărăm produsul. Într-adevăr, produsele sunt unele care la noi, dar fiind faptul că sunt artizanale, nu ies perfecte, nu e un produs să spui că e... Câteodată pâinea are și forme mai... așa, deci nu iese întotdeauna totul perfect, pentru că e imposibil. Dar noi ne străduim și... să facem cât de cât să fie totul ok și să oferim. Și asta e ideea, trebuie să ne întoarcem la tradiție, să cunoaștem și să redescoperim și tinerii ca să guste și să aprecieze. Și să ducă mai departe. Să... Cel mai important, să ducă mai departe, pentru că e un păcat. Ceea ce era înainte era foarte frumos și era sănătos. Mâncam sănătos, acum nu mai. De unde luați toate ingredientele pentru produse? Produsele, încercăm să le luăm local, ingredientele, făina de la noi din țară, cât să fie totul autohton. De exemplu, la patiserie sunt persoane care sunt autorizate, care au ouă de casă și cumpărăm de la ei. Da, într-adevăr, se plătește... un pic mai mult, dar preferăm să fie sănătos, mai sănătos, pentru că celelalte din comerț nu sunt atât de bune și nu au așa bună calitate cum sunt astea de curte. Știu eu, lapte, tot așa, încercăm să luăm de la cei care sunt autorizați și cei care fac brânzeturi. Noi încercăm toate lucrurile astea să le... Câteodată reușim când au disponibilitate, câteodată nu. Câteodată mergem la angro și cumpărăm, că asta e realitatea. Dar, dat fiind faptul că suntem încă foarte mică, laboratorul nostru e încă mic și nu produce în cantități foarte mari, încă reușim să ne menținem cât de cât cu produsele lor, cu produsele autohtone ce avem aici. Ce intenționați să faceți la anul? Să vă extindeți sau cum să îmbunătățiți? Mi-ar plăcea să fac foarte multe lucruri la anul.
Dar acum așteptăm. Suntem încă, după cum știm cu toții, în plină pandemie și nu știu ce va fi la anul. Eu sper să fie bine, sper să ne extindem. Ne împiedică, din păcate, pandemia. Încă a fost foarte greu în perioada, în lunile când am avut lockdown-ul, pentru că nu mai găseam, efectiv nu găseam făină să producem pâine, nu găseam drojdie, nu găseam, s-au terminat atât ceea ce am, nu mai găseam și e foarte nasol și greu și de asta nu mai ne facem planul, nu putem să ne plângem, vânzările sunt, comenzile de distribuiți. Aveți un magazin, o localitate anume? Da, aici la noi zona avem, cea mai apropiată localitate este Rupia, care e un orășel mai mare, pentru că noi suntem chiar micuți. Și lumea merge cam din toată zona, deci se adună lume, pentru că e centru cel mai apropiat. Mm. Și da, ducem la un magazin unde ne vând produsele. Bine, la mai multe dăm și la coșul de la vecinătatea, la produsele ce se comandă online. Și deocamdată rămânem, încă suntem așa și sper în timp să îmbunătățim și să ne extindem, bineînțeles. E cam atât pentru astăzi, dragii mei. Emisiunea s-a terminat, dar asta nu înseamnă că nu ne vom revedea duminica viitoare, la aceeași oră, așa cum v-am obișnuit aici la AgroTV. Să aveți o săptămână bună, să fiți sănătoși, să vă bucurați de cei dragi, mai este foarte puțin și vin sărbătorile, așa că în așteptarea lui Moș Crăciun ar trebui să fim mai buni, mai darnici și să nu uităm, că vă spun de fiecare dată, în primul rând să ne urmăriți pe pagina de Facebook și să intrați pe canalul de YouTube dacă vreți să ne vedeți materialele care au fost sau care sunt, care v-au interesat. Vreau să ne scrieți, să ne spuneți ce dorințe mai aveți. Cine știe, poate că se îndeplinesc până la sfârșitul anului. Și vă spun ca să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, a ta. Oriunde ne-am aflat, suntem la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București. Vă dau binețe, vă aștept duminica viitoare. Emisiunea a fost susținută de companiile Romvac, tradiție și inovație în medicină și domeniile Ostrov din Dobrogea cu pasiune